Mama mea așa ne povestea. Noaptea a venit, dar interesant, înainte să vie, așa hămâie o câine și răge o vitele în sat și când încolo îi trezesc și între doi soldați ruși cu puștile și un locuitor, zici că, dacă nu două, intră și deodată pe tică l-a arestat și pe fratele. Fratele era din 21. El, taman, a venit în Zăvașeia de la Bălți când învăța la liceu. El învăța și muzică, tare frumos mai cânta, Dumnezeu să-l ierte. Și asta și învăța și geografie, să fie pedagog de geografie și muzică. Că pe urmă el în Siberia muzica asta l-a scos de multe. El cânta și din acordeon și din gură. Tot îl stimau și tot îl iubeau. Și mama așa a spus, când trecând asta pe ușă, fratele meu, Șurcuța îl cheamă, ie paltonul din cui și îi pune în, pe umerele lui tata meu. Și când asta, nici nu zici niciodată așa. Că e acum noapte, de izmene. Așa e luat. Dar mama, psenica, au zis ca să-i ridice. Și avea o grămadă în casă, acolo casă nouă, de-a mea răi sumă dată, și o trăit în altă casă, ca să arăt fotografia. Și de acolo s-a mutat, dar asta peste drum de biserică, a făcut casă nouă, cu 8 camere, cu mobilă tare frumoasă, chel. Din ce a făcut asta el? El a fost dat cuzneț. Și din cuzneț, dar tata lui șef de măzări a fost, frumos om, e de obște tare frumos. Și mama mea din Divăreni, Andrănovici, Divăreanu Șamu, le merge așa versie, cred că el, Costea Divăreanu. Ei au fost 5 frați, 5 surori și așa și merge. E ca este lui Costea Divăreanu, Năstica, Fiodor, Ștefan, ei 10. Că 5-4 au fost în România și aici. Și ne-au ridicat pe noi, pe sora mamei, tiotea, Sonia, 27 de ani, 3 copii, 1 an, 2 și 4. Ne-au ridicat și mama îmbla cu un braț de rufi, așa ea, și nu știe ce să fac cu dânsele. Și le-au pus așa în căruță, da, așa mama spune, da, pe mine că mă uitase, eu dormeam pe lejancă, că în cuhnă era, nu chiar în casă. În cuhnă de vară, cum se spune. Și mama repede m-a luat, zici că... Și m-a pus acolo, dar și să iei tu documente, nu ne-a dat voie. Și de obște la noi a venit, nu că ești simplu, dar o mai mare grad, un rus. Și așa la care a venit era cu mătru, părinții. Și îi face mama mele, ești frumoasă, azi te facem ca părintele ăsta. Dar mama spune, mulțumesc cu mătru, ți-am botezat. Ți-am dat de mormântare la părinți, de cumătrie, de nunți. Mulțumesc! He, n-a să vă meargă așa mult. Și apoi, zici că să facem ca părețele. Dar mama mea e frumoasă, asta în Siberia a făcut așa, o fotografie, tată, mama ta, eu să mai altfel. Nu, nici fotografie nu avem. Și ne-a dat de pe urmă, neamurile. Și după ce eu a ridicat, eu dus la Cornești. La Cornești a stat două zile, că tetea Sonia trebuie să o aducă, sora mamei. Și o adus și pe desa, mama când a văzut, a început, mă două să plângă. E unde cu copchii mei tetei? Dar bărbații erau pânșii, zici, cu dânșii. Și pe urmă, dedea Vasea, fratele mamei, tot avea să-l ridice, de el a fugit. Și e ca așa, dedea Ștefanică, tot fratele mamei, era pe la front. Бала români, бала руш, бала немц, лупта. Și când a venit acasă, femeia lui murise, doi copii orfani, l-a ridicat în Siberia în 49, fără femeie, fără nică. Și el bine cu a avut o vorbă cu o femeie și de-aia și a venit la dânsul în Siberia. Și mama spune, la Tiraspol, nu știu unde i-a dispărțit, că eu n-am prins firul, unde i-a dispărțit, pe bărbați, că îi luau bărbații și pe copii și mai zdraveni. E că acum fratele meu era slab și înalt. Înalt, era 2 metri, dar tare slab. Că el în copilărie a înghițit un fluture. Să jucă alții în dinți și fuge
Mama, că nu văzut, Doamne, ce faci tu? Dă-le jos, dă-le jos! De-l de frică l-a înghițit. Și el după aceea tare mult o stat la pat. O varsat, s-a otrăvit. Dar fratele lui Tica, n-a nășat la ftenie, boș, era felșer. De multe sate acolo și de-am el, îi fășele cu el și s-a tratat, dacă tot una era slab, nu prea mânca, nu ajer, și pe dânsul nu l-a luat. Dar pe și mai așa, i-a luat și pe tații noștri. De la tetea Sonia, pe dede Vasea, și pe Tica. Și tata așa la urmă a spus, că și fratele spune, că Настика, унди, ну тя не мери, кыть де мика мисери с тестеры седела копий. Ши, ну, сшти, я мою, ши кынан колу, ла огара, соплеск тренурли, ши, ну, тетя Соня спонечка, уйти, Настик, сора Настик, я ше, сора Настик, прати вас, ну, спонев леля, оре цаца, оре коло. Ori badea, așa el în Eiso, cotiu, divăreani, mă rog, atunci așa era. Și zice, sora Nastie, ia-te, Timoșa, cumnatul Timoșa, când se uită, mama ne-l nu l-a cunoscut. Pe Ferestruică și ei, noi ne-a fixat în vagoane care cu vite. Și nu mai era Ferestrui și mici. Și când se uită, el s-a schimbat într-o sut, că nici n-al cunoștie, s-a făcut alb. Mama zice, nu știu să-ți dau asta, Timoșa, dar tetea Sonia zice, eu că-ți dau o piernă aproape și adică să zvârle. Nu trebuie nimica, e seama de copii, luați seama să trăiți. Și apoi, cum a nimerit paltonul și ala iar la mama, ea că nu ți-l minte, că până am o fost la noi, chiar zic că-l ținem, zic să-l dau la muzeu. Nu știu, poate este el fost, dar că noi valem de-am balonul și la încarcat îl duce bărbatul. Că să nu se pălească cu altceva. Și tata meu, dacă a fost cuzneț, el s-a cumpărat două mașini, trei lui, e tare pe la șerăria asta, încă spune lui tata, tata, de ce nu m-ai bătut, nu, tăticu, de ce nu m-ai bătut pe mine, nu șes clas stern, dar stern mai mult. E da, copiii zburdalnici și el, dacă nu a ascultat, dar el tare vine, s-a cumpărat două mașini, trei, s-a făcut magazin, de-am avea cu marfă, tăt, moară cu paravic, asta, o loieniță, moară fășe și făină de grâu și făină de păpșă. E, dar el lucra la dânsul, lucrau neamurile, dar le plătea bine, că nimeni de rău de dânsul nu vorbească, pentru că el cinstit, el tare plăcea, nu, asta, suna la măjească și el să nămăjească, așa e ca și la mine copiii seamă în psinică lor. Și acolo în sat atunci a cumpărat să vă doi tot mașini de trier și mama spune, Timoșa, tu știi că ăștia, Antoci, îmi pare că familia lor, au cumpărat tot mașini de trier. Zice, că să cumpere, dar eu capul ne-l văd și n-a spun. Când încă peste o săptămână s-a stricat. Da, sigur că avea și dușmanii părerii, rău că noi peste biserică trăiem și el de-am primar era. Între una la legeau, primar. Tata spune, dați-mi pașii oameni buni, eu trebuie copiii ca să mă lămuresc, am gospodărie. Și eu spun, nu, domnul Timoșa, capitan Timoșa, mă zice eu, dumneata ești cu dreptate, nu cinstești. Și nu ne face așa cheltuială, că a fost mai înainte unul. Apoi, dacă faci eu dreptate, apoi el o săptămână, o lună și de la omul și ala, beșe mânca. Tata avea și ce mânca, dar el își n-avea când lucrurile astea să facă. Dacă era două mașini trier, apoi o duce cu boie. Una la Năpădeni și una la Gârcești. Și apoi un băiet, că avem Feghiuță băiet și Surcuță și o soră Luse, care a murit de 10 ani de la apendicită. Și avea să scăpe, dacă mama nu știu și-a pus o oală, baba, pune oală cu doare. Și l-a cătat pe nănășelul aftenii și nu l-a găsit și când l-a găsit, Năstică, ce-ai făcut? Oala și eu tras tot pâncile și-a scrăpat. Și pe atunci nu era penicilină. O dus la Chișinău și cele mai bune leacuri. Nu am ce să-i fac, pentru că nu era antibiotic așa tare. Eu pus trup și sărmana spune, mamă, șezi în genunchi și rogă-te lui Dumnezeu, că tare vreau să trăiesc. De 10 ani copil. Deci, dar și era veselă, jucăușă.
Ești e ca spun cum vrează ca așa, s-o ne-au dispărțit și acolo s-au întâlnit și mai mult nu s-au mai văzut ea. Noi nu știem unde sunt. Atunci când a terminat 10 clas, când a venit aici cu reabilitare, am aflat că e Ivdel și piteți, așa că din patul za șunul ridicați, e ca și întâlnuțeni, sunt Iurii, Putin, Andrei, dacă ai auzit. El mare egoist, om să fost măcar la noi, a mea vreo sută de Andrei Putin, nu avem să râd. Așa un patriot, dar și-i măcina pe ruș. Și lua în râs și râdeși. Doamne, ferești ce v-a spus el cu coșarcă. Asta, cărzină acolo era. Cu sacul, tăcele astea, numai. Zici, și-ți v-a spus de mine, și. Parcă de bună voie a venit. Și eu prin clasa 8-a m-am trezit. Mă, cred că ne băgau cu țeje toată politica lor. Eu zice, mama, noi Dumnezeu, cum nu este? E că nu ne spun la școală așa. E, dar limba rusă e mai frumoasă. E, dar... Nu, tu nu știi și frumos e la noi. Și rai la noi acasă. La noi sunt mere cât capul copilului, Dumnezeu. Eu pe urmă am văzut, drept. Și pe urmă, când... Da, în tren când mergeam, eu nu țin minte, dar tare mama spune, femeile gravide sunt na dușeu de căldură, iuni, căldură naștiu. Și Dumnezeu să ierte, zvârleu fereastă copilașul. Acum o lună și ceva, n-aveu și să hrănească, nici ele n-aveu și să mănânce. Și era un fil de armată acolo, nu știu când, nu știu unde s-a oprit și făceam. Ni îmi pare că armata cehă era acolo, oriceva era, că tot făceam așa și se clătinau și zvârleau din cap, clătinau și zvârleau la noi pe fereastră pâine și brânză. Și rușii îi alungau, dar era îmbrăcat militar, mama spunea. Și am dat să opri, ei să mai duce lumea pentru dăci fizologică. Deci că se așa zău și nici nu că bărbat. Bărbați nu erau, da? Băieți erau, femei. Una le destoică din Dănuțeni, tot tata eu fost primar și tot cu noi în Cernășovcă trăiți și ăștia, Iuri, toți noi într-un sat am trăit, toți acolo. Și Andrei Putin, Dumnezeu să-l ierte că a fost un bărbat, da, adevărat bărbat. Și apoi era, a făcut o crăpătură în cât merge, și Lida Stoica spunea, zice, că tăți se duce eu, băi. Dar ea așa era rușine, avea 6 ani, ea mi era mărișoară. Și răbdam și mă dure pânte cele și... E mai scurt bătaie de joc. Ce-a făcut noi lor? Nu, ce le-a făcut noi lor? Și când a ajuns, pe tetea Sonia o dat-o jos mai încoace. Pe noi ne-a dus tocmai lângă tundra, acolo satul Suiga. Dacă ea, sunt minte că avem, acolo tot am trăit o leagă, sunt minte, avea 12 căsă. Și erau chirjachii, se chemau. Dar mulți chirjași erau împrășteți prin pădure. Acolo pădure, cât vedei ochii și mlaștină. Calcai pe o cocică, cum se spune, nu știu cum, pe nostru, limba română, ea și clătine, și tot clătina împrejurul tău, tot pădurea. Și eu nu știu cum, ea ca copii noi de 8-9 ani ducem în pădure, dar noi de-am știem chedre, arehii chedrovei, cândva ați mâncat. Apoi noi ne ducem, ne suiem, că noi nu... Altul dacă băietul mai vâine, capel bătești, ca, dar tot. Apoi noi ne suiem și eu țin minte, eu mă suiem, eram sprintină și așa, eram ghipcă, da, și mâncam. Și spuneam, eu te acolo, văd tam șișchi, tam șișchi, tam șișchi. Și apoi am spuneam, da, ea ca balta asta, apoi ne ține. Dar clюкви, acolo era tare multe legume, galubica, cernica, malina, smorodina albă, chislița aia ca și roșie, ciriomuha. Roșie nimic nu făceau. Moldovecele noștri au început să facă dulceață, numai că nu prea zahar, nu era zahar, dar mai încoace, de-am eu țin minte. Dar clюква când primăvara, iarna, o îngheța, apoi așa dulce sfășe și acolo sfășe morț, așa un fel de suc. Așa de gustos. E că eu, asta îmi plăcea, asta să vă spun mai pe urmă. Aha, e că spun, așa, în Suiga ne-am nimerit.
12 căs, așa, cam 12 căs. Și chirjacheșii din păduri și chiar din casă aveau trahomă, aveau râie, aveau tuberculoză. Nu, și evrei aveau. Păduchi nu prea aveau, ea că eu nu țin minte, în Suiga, au fost păduchi pe noi, dacă ne-au dat jos, noaptea, ei au făcut un bordeu. Și iar în bordeu s-au dus acolo să trăiască, mulți. Dar eu eram micuță și avea ceva, sunt poate vă 4 ani, eram de tot trăiam acolo la Suiga. Copchii ca copchii. Noaptea veneau femeile, da, mamele noastre, de le puneau copchii și noaptea pe un tablou cărbuni și nivrăvne. Ia ca dracu, ia ca dracu. Da, eu răcnem, da, eu răcnem. Ei, copchii, ce să faci? Și acolo tare am zăcut. Mă tine că acolo eu și de tuberculoză am zăcut. Că eu când am venit aici la lucru, ne-a găsit Weissman, dacă ați auzit de un doctor, ne-a găsit acea gonă pervicină, aceag tuberculoză. El s-a călținirăsă și dacă ceva de pildă mai rău mâncam, obosem, ceva asta, el putea să descoperi. Dar asta în copilărie, el zamurăvalăsă. Dar eu mă tine că da, de vreau înțecut. Așa, pe urmă, femeile, dacă de nu încăpem acolo, au început cu ruștile să vorbească. Că ea cât la ce se duce, la ce se duce. Ei și nu ne-am dus la gazdă. Ne-am dus la o babă. Fratele, nu știu încă unde lucra, mă tine că tot cu pădurea asta, dar baba era singură. Și mama lucra la câmp, dar și nu știu, că ea ca nu țin minte. Țin minte că baba așa e coșentul, zău așa e. Iisus în pădure să aducă lemne. Da, e coșe, cu vrije. Dar eu așa, dar eu repede, am luat un bățișor și am tipărit și pun pe vatră, așa cu lopată. Кладеше, știți cum e soba ruscă pe aici, așa, nante. Aici kirpici, kirpici, apă se face soba asta, cuptorul, și deasupra deamă te sui sus și mai călduț, adică. Și în picioare e, și e dimineață, întotdeauna făceau focul. Și spuneam, o, ea сегодня не топила печь, пахнет мертвецом. Așa e, кладеше era, așa la. Și baba când a intrat, țin minte, când m-a luat pe mine de cămișoică, și m-a zgălcinat, m-a cutremurat, așa răcnem, n-a mai dovedit să iau cu vrijelul și ala, turcișoara și aia, nu mai bine vine mama, zici, și s-a întâmplat, mă, nu putea nică să zică, fratele nu m-a s-a uitat. Și el era educat, un băiat inteligent, cult și multe știeșe. El, când acolo de romanse, cânta românește, este. Și nu putea să-i spui nimic, că, ei, de-am pe urmă, noi am aflat o femeie Zubărevă, familia. Bărbatul s-a unit contujnă de la război și el lucra, da, nu știu, căstor, nu știu, lucra, nu era acasă. Dar eu aveau vacă, ne-au luat pe noi și fratele de-am cose pentru vacă și acolo noi am dus-o bine cu ruscă, tare umanoasă era. Și avea o fetiță Nina, de seamă cu mine. Și femeia și îi pune borcane cu lapte să prindă la fereastră. Dar noi iem uie deșțelul și eu mă iem deșțelul. Mama spunea că zici că vă hrăniți. Cum așa pe roaște? Bostan și răbie cu lapte. Dar era bun. Ia ca nimeni, pare că e bun. Pe urmă, după aia asta, tare mulți, mulți, veni și put să fugă și tot spune Cernășovka, Cernășovka. Și nu știu cum, mama spune, ia să ne ducem și noi. Eu nu țin minte. Nu mă țin minte asta, când de 4 ani, cum erau niște grochi și mama și-a luat. Erau niște cușmuleți de mele. Și când punem în cap, o căzut cușmuleț acolo, dar era asta silăsnă iamă, pe-moi, eu așa zic. Și cum? Și prăpădeam eu. Și când ne-am dus, era de iarnă, acolo așa umăt, mare zăpune. Da, ветер, și метель, пурга. Când метель, asta, și ниже дес, și вânту бати. Да, când fără метель, așa numai вânту, а по мету se face strălușit ca серебро, луниш. Și ne-a dus, nu știu cât am ies, că când deam un neam iată fire, în Cernășovka, când încolo, iar în bordei. În barac nu încăpeu și ne-am dus cu tetea Sonia în barac acolo. Și mai era baba Gheață de la Rădenicu, doi băiței.
Și acolo am văzut pădochi. Tare mulți pădochi. Da, dar eu la Babașenică nu spun cum nu știu unde s-o umplut de râie. Și Babașenică m-a făcut un sor, tăți sunjeu, tăți negri, eu și pe cuptiori. Și după 5 zile s-au scăldat, adică s-au spălat. Și ei erau bolnavă, de la dânsa. Și deamul erau curați. Dar eu nu țin minte că eram eu cu râie, nu țin minte. Așa acolo, și tătia Sonia, deamul, așa e mai miticuță de oameni, au murit de dizenterie. Așa e a doilea, o zăcut de tuberculoză. Și ei trebuie mâncare, și nu e totul trebuie. Noi lapte n-avem, ouă n-avem, unt n-avem, brânză n-avem. Creștem așa ca abru eram, numai să arăt că în clasa întâia ceva se cunoaște, dar mai până în clasa întâia nu era așa, era un om fotografie cum de deveasă unit. Apoi asta, slaghi tare eram, primăvara, apoi știți, zemleanca, știți ce? Проталинки с фашевши, носки ваши ла барак ла бырни, ши клуб мадиграбы соус кашны, ши дем, ши руши трещевы. Значит, смотри, какие они зеленые. Молдаванчики вышли на солнце. Шапаной до паяста. Дискулуца пиомат, дождит щи дури рос. Йо, так фемили господиня, вроде как фемили. Ну и раньше туалет. Мизерии страшных ерау, ништя туфар, а коло тэц дущего калка, уалцы, майло сама дал, так ерау нову фамилия коло. Ждем уалцы, он ща пил курушти с факы, куруштинцы ж слышал, шной до паяста антрикут он барак, что тя Соня тут. Шадоля фетицы, дяму, я кам дю сама кумини пац фост, когда, да тот ноцен менте, да мама повести фемили, дяму, lucrau, au fost greu până el au ieșit la lucru, până iarna și eu trecut, și vară au ieșit la lucru. Și de acolo aduce eu câte o mânuță de sămânță de ien. Acasă o prăjeam, o chisam, o cartofă și mă iau și mâncau. Ce e mai bună mâncare asta era? Și, interesant, femeile povestea cu zici că și greu puneau niște, de la ruși, niște galești, și de galoși coseau, că unul râdea de sorsă, stai, fac conul, stai, și botie în galoș. O râdea, adică și botia în galoș, dar e turiatca cu sută, că se ducea la lucru, mai de capul lor. Și ele cât mergeau, grâușeala se lăsa și de-am călcau pe turiatca. Și te miu să nu-i vadă. Ei, în acasă. Și ea că ne puneau de-am, nu știu de unde aveau e cheptine, și ne cheptanam. Și eu mă cheptanam. Și chicau păduchii. Eu ușa de-am drept, dar eu gen alăturea. Dar fratele spune, tu-ți sunea că mă ta deja mă albați. Chel rău învață, chel nu vede, dar el de-am să vede că-i curșat. Dar în bordeu și el, pe că așa era o ferestruică. Și hojea cu drept cu pământul. E șeful, moldovancii topet. Le-am nehreștori, cred că, deși eu știu de unde. Și băiatul și ala așa încurșat și tot mai rău și mai rău și mai rău vedea el. Și ne ducem în barac. Când încolo, deamul eu, avem vreo 8 ani, ori 7 ani, 7. Dar eu nu știu, când spun că nu avem nici metrică, nici nică, dar așa eu mă gândesc, 7 ani, cât sunt minte gini, vine dede Vasile, soțul lui tătea Sonia. Da cum, dar tăți l-am întâlnit, dar și am fotografie cu dânsul. Și el a adus niște cadouri lui soție, așa. Și, da cum de-ai scăpat, mama întreabă, da de Timoșa, știi? Ei, Timoșa, odată m-am întâlnit și mai mult nu știu. Dar el a fost la cuhne. Pe asta a scăpat, a mâncat. Dar zici că acolo, când băte vântul cu mitel cu asta, apoi intra drept asta în barac cealaltă, că erau șele între scânduri. Dimineața câte 100 de înghețați și morți. Și luau, nu se mai interesau cine, câți ani are, cum îl cheamă, o groapă mare și tăți îi răsturnau acolo și gata. Ab de atâta, noi doar în 41 am fost ridicați.
Dacă în reabilitare scris 42 ridicat și 43 au murit. De pe lagă, diabetaminoză, adică. Cum, dar 41 unde a fost? Doar el cu noi a fost ridicat. El nu se interesa, pentru deși asta era nimic, nu oameni. Și, și am spus, așa, de-am în barac când am trecut, tetea s-a îndeplinit, dede Vasilelu, i-a dat drumul de să trăiască tot în Siberia. Și ea trăie Asino, dacă știți orașul. Asino, lângă Krasnoyarsk, acolo. Tot, frig și tot. Ei, și ea s-a dus acolo cu dânsă. Și acolo, de acolo ei nu le-a plăcut și a fugit în Moldova. Și a din Moldova cătat-o și iar l-a îndeportat-o. Și a pe ei iar a fugit. Și la Vlad, de la Condrătești, dacă ați auzit, acolo era un târg evreiesc. Și nemții erau, și toți, dacă nemții erau, de-am rușul, tot a dat foc și o distrus. Și apoi pe lângă niște învățători s-a lipit și i-a spus că asta e mătușa noastră. Și ea ca așa și săracul a scăpat. Pe urmă de-am s-a întâlnit cu mama, ei și-a murit la Corneș, cum și mama a murit. Dar mama la mine i-a luat de acolo, de-am, da, neamurile aveam și încropată. Dar era jelic pe Eugen, dede Vasile, nu l-a dat. Și Eugen, la urmă, 50% vede. Eda s-a dus în Tomsk și a terminat inginer electric. Nu știu cum el lucrează, dar a terminat. S-a stărit, el era, că îi plăcea să viață, dar... Așa. Și după asta, noi copchii, dacă eram mulți, strașnic, dar și joacă. Noi ne jucam de-a nemții și ruși, ac, și joacă. Fiecare avea o laiță. Numai gaitor, tetea Marioară, că avea 11 copii. Și al mai mare Andrei l-a luat la FZO. Și fratele l-a luat tot așa. Era slab, dar el de-am s-a priceput în fierărie, rușul l-a luat și la tractor. Dar până asta, apoi, toți băieții ăștia mai tineri, se duceau la trudarmi, cum se spune. Ea ca 30 de abozuri, încărcau cu grâu, dar duceau grâu la călăraș, al suieu și... Asta, rușincă râde o chelă râde casacul și când suie, chică jos. N-avea putere. Și numai așa s-a chinuit-o un sezon, dar pe urmă, dacă a aflat că el știe, apălă deamă cu tractorul. Și asta... Și am vrut, aha, la FZO l-a dat, l-a luat Andrei, al lui tetei Marioară, lui Gaitor. Și când încolo a auzit că l-a lățit vagonetice la Caraganda, la cărbune acolo. Gata. Metruț avea 6 luni, nu-l țin minte, dar așa țin minte. El a murit de dizenterie. Asta, Miladora era de seamă cu mine. El, eu nu știu, spaima asta, că noi, acolo erau cu stareșii, baba Gheța zice, târșari, asta, la cu stareșii ăștia. Și era o groapă, săpată de dânșuri, de șine, că era apă și noi dușe, era un par bătut și trebuie să te pleci la parul cealaltă. Și luai apă. Și noi, Nastia, sora lui Medora și e, ne-am dus luăm apă. Și Miladora când asta, lunicat și s-a dus acolo. Și Nastia, oi, Miladora, Nastia, apucă de mâncă, tot ridica mâna, apucă de mâncă pe eu. Eu apucat-o de mâncă și eu de Nastia și am scos. Și după asta, Miladora nu s-a mai sculat. A stat în pat și a murit. Și deamul, dar erau niște copii așa frumoși, creț, în păr negru. Și o față așa rozăvă și frumoasă, chiar mă devine, nu știu, tare frumos. Ia că eu vă spun drept. Că rușii ne făceau deodată țigani, dar pe urmă când ați bărjanță, au ietă în 49. A, ne, Moldovan, e ca naș, religie, și все. Că le făceau pe des abrezne, capcione, he-he-he. Băieții și ei când s-au apucat de cuțite, tot satul numai răcniță auză. Gata, demonul nu le pări creu. Ia că așa, e patrioț, băieț. Și apoi un băiat a călcat tractorul săracul, 19 ani. O dorne de obosală și tractorul. Apoi femeile și alea se zgârâiau pe față, se zmulgeau păr, dar ușii râdeau și-i poricleau și arătau și fac. Doamne, băi, gata. Și noi ne-am copchii și să facem. Avem fiecare laiță și sub laiță avem șorșele. Și pe și mitenii punem și nemți, dar e ruși.
și cu șorșelii nebătem. Și când la urmă eu rămâneam și fără șorșelii, mama venea, zice, cu ce să fac focul? Dar era o plită la toți. Și e că, fără, da și numai cartofi care aducea, le mai cerbeau. O văs, o văsul pe noi ne-au scos. Asta și la mai era bun. Sara, pântuneric, nu era lumină. O paieță. Și tăți, clanță, clanță, numai hoaspă de așa, dar și mătură, mult nu mătura, dar altul nu prăștie. Și nu știu de unde eu am dus-o o puiculiță în ușcare. Și puiculița și afară era înghețată. Eu am dus-o pe marginea prieță, o dezghețată, o merge. Când încolo chicam potpăl acolo, știți? Ea ca așa potpăl, potpăl acolo era de sub ca un fel de besi, adică. Și era poate altul cartofi, mai ținea ce mai ținea. Și pui ca și ea chică acolo. Da, noi plânsti copchi, când încolo scoți și iară pe iar în jie. Pe urmă dispărut, nu știu unde. Și apoi, Nastia Gaitor, apoi, ea era cu vă 2 ani mai mare decât minim, atâncă o face și cu 3. Când am, și ea îmbla la fermă la lucru, dar eu la școală îmbla. Și eu zic, Nastia, hai la școală, știi și la fermă. Eu o să ridic chetri, dar n-a să învăț. Dar eu zic, eu o să mănânc cartea, dar să învăț. Dar era tare bună la suflet. Și când așa părul negru, dacă n-au disfășe, alb de lindeni, dar păduchi de tot calibru. Mai mare, mai mitel, mai mitel, mai mitel, mai mitel, ca șocanele. Și între unea jarvă și păraș, și acolo e o deală, cum era. O deală, înțelegeți? Eu când ne aduc aminte, apă deamă nu știu. Și deamă cât am crescut mai mare, deamă ruștiu ne-am învățat cu gaz să ne dăm. Dacă ar avea mai mulți păduchi, nu era chip. Capii să vreau și în gură, și în ochi, și în urechi. Trebuie să le chepte din tăi și apă, pe urmă. Și e ca și, și asta, și fășeu leșii de cenuș. Deamă tot rușă. Acolo rușii aveau bani, ei mai înainte au fost ridicați, acolo 15 ani. Și de-a mie s-au făcut și căs, și... și cu rușii și care ridicați, noi trebuie bine. Dar copiii și care se năștiu, cam ce înseamnă cu noi, erau tare răi, alții. Între unul ne băteau pe noi, ne poricleu pe noi. Eu spun că și fetele tot așa au trebuit, dar nu, tăță tot erau. Dar eu așa, gândeam, când eram clasa 9-8, apoi eu tare cu dânsă mă luam la ceartă. Vorbim cu dânsul sește, dar eu, asta vorbim că deși noi trăim aici și deși eu asta atingem numai cam cu frică, dar... Dar cu mama vorbeați în limba? Cu mama vorbim numai acasă vorbim în limba moldovnească. Dar vorbim ca niște, dă-ne o apă de cană, spunem, invers în tot ce. Dar fratele spune, Aneta, tu învață, tu să te duci acasă și să te râde. Chiar că acasă râdeau, eu pomnă mâncam, zicem că să mă îmbăt. Și râdeau de mine verișoare, tot satul pe mine de verișoare și verișoare. Și într-o noapte, așa turna o ploaie, dar baracul n-avea acoperiș, știi, ca safla. Și femeile cele pe acoperiș au pus plasturi de pământ, cărănid, scânduri într-un colț, că ne dădeau copii acolo să nu ne ude. Și taman în noapte și ei, fratele, vine de la trudar mea, că n-am spus, 30 de oboză și numai cealaltă dinainte nu dorne. Aia să l-am dorne și apă să schimbau, duce eu la calaraș, la pâine, la armată, la... Și el era acasă, dar mama ține tot străchinuța, de unde străchinuța, hârbăr, că să n-am ploaie, pe dânsul mă căruleacă să hodinească. Da, trăsne, da, și nu ne-am încărmit acolo, dar într-un loc, femeile cu lumnare aveau și îți făceau cruce. Când a trăsnit odată, uite ca podul peste noi. Și tot s-a stâns, și femeile asta strigau, unde, știu că eu numai asta țin minte, că mă zgrepțăna, nu știu nici. M-am sculat, Aneta, tu ești, mama, spunea săracă. Și plângea, da eu amețită, cred că o lucțică, dar păi, puteși să ne ușidă, că ghinică noaptea a fost, mamele acasă, dar s-a fost ziua. Acolo avem și sub plasturi, sub asta. Și că asta n-am dovedit, eu să spun de verișoara și Aurica, Ana Lucia, Aurica prima,
Ana Lucieva chema pe a doilea. Apoi el cu tuberculoză a fost la raion totuși adus-o, la spital. Când a adus-o, parcă mai bine, dar femeile făceau, furau buși, sărașele, luau chiar, să făceau auchenci, să facă mănușă, să facă... La mine geanta era împletită în clasă, întâi de bușile și ele și aveau borțe, ca așa, nu puteai, noi nici tocuri n-aveam, un bețușor și legam peniță. Dacă raiona era raritate, dar și hârtie nu era. Și apoi eu nu știu cum, la Vâlceam, că snou cade. Odată am găsit eu un toc, mergem, că umătul era cât căsări și mergem noi pe... через огороды, вам спомни. Шкана коло воды субкетцы он ток. Да ёша вам покура. А суфлат ла дэнсу, а мунтазет ла школа, пачт ла скос на малосад. А шам покура садим ток. Шо до паяста, тет, глод, да дича плая межет тут. И ще сафача мной. А вере на вё ё срач, ништо цоли ще лупти. Как ты пила рушу, кали ще лулат, а коло кали ще леда твое. Și fratele se scolă și facem. Haideți, noi în, era acolo lângă groapa aceea care cu apă, aproape era o baie rusească. Dar ea des fac focul la baie de sâmbătă, numai decât. Nu știu și era atunci. Noi ne-am dus tăți la baie și călduți, ghini, tăți ne-am așa vesel. Când încolo între moșneagul, șcătulul familia lor era. Dar moșneagul era tare religios. Era una reazancă, zice, de reazan. Tot deportată, avea o fată calică. Și oarbă, și calică. Și cu dânsă o ridicată. Și mai avea încă niște copii. Ei, și o ridicată pe dânsă. Apoi ei știau, ea că de Paște, de Crăciun, la Țântirii, știau Biblia și aveau acolo rugăciuni. Și apoi el zice, știu, i-am întreabă, dar frate îmi spunea că vedeți, ну надо, ну чего, все, хорошо. Шел трек в ЧОС. В ЧОС я ранен лидер сбой, я ра бригадир. Шавел фате, я у отца куда с антроклас, первый. Ши садовщи лак примарии, лак контора, клот тут сейчас спыне. Шо спусло ей волгину, пришел день тикол возлу. Кяк та ше, ша ше, сон там плат. Ши тремете мешни, шо пус окопериш, тук матунщи. Dădeam femeile, deam și cătau loc și multe s-au dus. Nu m-au rămas noi și baba Gaitureasa cu mulți copii. Căche Marioara. Gaitur. Și noi și să facem, deamă. Ei, deamă, lor le-am dat mai mult loc. Dar la noi a urmas sobă, șoara, plită, și măsuță și laița. Și încă puteți să pui laița, că pe după cum noi trăit încă aidnică, stoncă, cu doi copii, Cara și Gunar, Cara săracă. Tot cu noi într-o clasă învăța, care, da, ea și cultă femeie, Eliza o chemată. Bărbatul a fost banchir din Tallinn. Dar copiii erau educați cu guvernier aveai, asta e, văspitateri. Și avea numai fotografii și așa frumoși copii îmbrăcați. Dar eu a fost artistă. Făce, cotul aici să arăta. Făce, altfel. Și de ei nemțoaică, da, trăia în Estonia. Și apoi tot o obrăză, care era veselă, râdeașă, așa e, nepăsătoare, ce carăcică. Ты посмотри, Аня, какая серьезная, ты. Și da, noi învățam la școală și zice, da, eu, la noi acolo predau germană. Da, mulți, nu vreau eu, zice, zic vraga. Da? Învățam. Și tetea Elza spune, почему ты не учишь? Смотри, Анечка хорошо знаешь. Знает, а ты плохо знаешь. Да, лучше со самыми. Жда паяста, ашеной арамас акуло, дяму ной, дак арамас сэнгур, дяму ярам пекласа патра. Пекласа патра, ашеншата, ашеши фратилзички, я словной, мама, у вас то увака, eu fac un prigon aici dinaintea ușii, că ea avea ușă, dar noi de-am făcut ușă. Că erau atunci ușă numai acolo, dar noi aici. Și am făcut un prigon și aveam vacă, ceai cu așa, o vacă cu minte. O rusoaică ne-a văzut, deci că e hroșă, păsmătărte. Și de-am acolo și grăinușă, mama de-am făcut, și grădinuță s-a făcut. Și să mănașă morcov, tăți cele arușă treșeau.
și se uitau, tocmai încolo, și cu niște schienuri. Dacă femeia gospodină, ea nu poate să sadă și întotdeauna găsește unde și să facă. Și apoi se uva niște găinușe, dar la tetea Marioara era pricoate un băiat bolnav, tuberculos. Și când vine de la lucru, întotdeauna ne aduce un braț bun, de ori fân, ori paie, la vaca noastră. E da, mama, îi dăde ori morcov, niște pepeni, garoh acolo, stăticolă, acolo dulce de cealaltă garoh. Și era în drum, asta Marusa l-aștepta la lucru să duc și iată el spre, fa, stai, doamnă, cu șibotii în galoșecă, mama zice, iată stai să-ți dau niște morcojori, niște pepănași, că tătia noastră sunt de niște morcojori. Așa, el era comic. Și de da, așa o iube, săracu, a murit, a spus că tătia noastră să vii la noi. Și e când a dezbrăcat, el atunci și-a murit. Dar eu mă ducem și mama știe, dar acolo 90% tuberculoz. 90% trahomă. Puțină trahomă era în suică tare multe. Și era dizenterie, păduci. Ei, de mai pe urmă, Ivo Gintare, bun, era președinte, că colgozul s-a ridicat milionier, că lumea tare, dar cine lucra? Moldovenii. Așa de lucrau. Mama prășe și ruștile spuneau, Nastasia, ce vă tăc ты, смотри, окучиваешь, давай быстренько, повысят норму нам. Да мама zice, а я не могу по-другому, не могу. Чтобы я вот, чтобы ел в ре, прикольки, педин, кулоди, мпай, он не штия, как и гаинуш, мои лашу. Да мама zice, ласался ей сара, кыт моя ряди троит. Și după asta, peste drum, trăie Kalashnikova. Niște ruști și ies, vine fișoare cu o stară zboi și o scăpat și hai că deamă să o iei pe dânsul la Barnaul acolo să trăiască. E hai și să vândă casă. Ei, noi am cumpărat-o. Fratele ne-a proclat la tractor și am cumpărat căsuța aceea și am trecut acolo. Dar de bârni era. Și era moh între bârni, știți ce asta moh? Și era lichite cu gazete, cu zaimă de șelea. Că pe urmă zici că le plătea. Dar eu știu cât le plătea. Și când am dezlichit acolo, ploșniți și taracani și asta, care sar de șelea, cum zici, ploșniți, da? Nu ploșniți, așelea care puturoasă, da? Таракана пила особо пистолетку, ламец пуриш, ну и ракип, чтоб мама еще будто дезинфекции. Прима дата фемели ностры, он еще будет леноваться, как и толчаться, а мы еще будет целикя с квара, как садись промывра, а полики у кассы лепенунтру. Вот молдаван хитрый, вот молдаван хитрый. Я мы еще будет прима кассы, день колхоза, лекит лаи волгин, а пожидите колхоза. Мама даде в скандури, как мы на лето той болна вера, шифемели, около по ней луту. Ши дяму шлады, ши дяму руш, да кофос на разбой, возут он германику, а вот у вене вообще отёсанные эти вот брёвна, штицку, ли вообще потратишь, ли краскуел пефары, ли вообще у красной буни. Якось цивилизация, тато вне ден Европа, тато вне. Шамун тота ше, утеши, кас фак, шита, ну тот дяколо. Да и новый Срепласк, есть, чей май, чей май. Мы сильные, мы непобедимые, мы самые красивые. Оф, да бецы, да баутур, да. Я рау господа, да и рау шатали бецывань. Fratele avea un bărbat așa cum scade, Ilia Narvaev, îi zice, el a fost, l-a luat la război cam târziu. Pe noștri mi-l luau la război. Fratele zice, că și nu mă iau eu, știu ce asta. Și a venit de la război, știe că fratele așa, i-a dus gărmoșcă nemțească de gură. Vai de mine. El încă dimineața, duminica nu se sculau, realtă zi, я бы ирал на кварты до этих лакансашка.
ну давай хоть немножко в клуб поиграешь, ну давай хоть немножко. В душе сам пледи суфли, ты сорел, сорел, сорел. Шапер мел со для маленькую ащи, дяму, до поразбой, он еще путь самородичный, да боец и ждя, ну что. Ништи кэсов, а кут фларя куло. Фларя! Капюр муж фрателя кумпарат килтер, я дяму, ну, к деланой шадус, к дяму ши, дяму, доу фети дяма ве, ши, защик, нюся он спуск, я сдушила, ну, куш, вини, чем врач, я парь. Пепарь, я шли дрэп. Шапо кумпарат касы дела, он, Митя Юрий, ел, факут, о, кас, шап фрателю терминаток, ну, я гата. Ел один денуцен, Митя Юрий. Și o grămadă, cu două familii de iure a fost radicat. Tiotia Sofica, e că Mărioara, o soră de lor a murit în Cernășovca, acolo tot de tuberculoză. Și avea trei băieți, s-au măritat pe Fede Ivanov. Așa un bărbat, așa un mănos cum scade, tot radicat. Și el ducea pe Ivalgin cu mașinica și gazde și aia cum era înainte. Și dacă te vede pe drum, că eu dacă învățam de la Cernășovcă la Bacceară, învățam asta, 9 km, și dacă mă vede pe drum, întotdeauna mă lua tare cum scade. Ei, acolo de-am așa, când am primit, eu știu, 7 ani, 8 ani, de-am tăți copii și ruși, îi colegeu, îi strângeu și ne dușeu la plijit, uves, grâu, și era tăt. Și noi trăiem la Culstan o săptămână, acolo era pătucul, erau două femei neani, cum, ni hrăneau, sâmbătă ne aduceau acasă, ni scăldau, ni îmbrăcau și așa. Cum creșteau? Aha, este silos. De-am, dacă eram mărișor, de-am podscribali cu grebla, făceam o jiriță femeile coseau, dar noi făceam grămejori și băieții de 14 ani, 13 ani veneau cu căruță și îmbrăcau. Asta încărcau în căruță și ducea la silos, noi am iamă făceau mare. Deodată așa le trâmbăiau și pe urmă calul, îl lăsau, dar pe urmă le-am cu tractorul psenică. Așa am auzit pe urmă că noi ne-am dus. Rușii erau tare mulțumit. Ot, ot, că chimul de oameni. Vă plăteau? Cum? Vă plăteau? Eu nu știu. Da, ne puneau tot răzele. Apoi iată, de ce? Nii nu ne-au pus drept. Nii trebuie să ne puie. De la 7 ani, de la, hai, că de la 9 ani, de la 9 ani până în 58, că aproape 58 a fost, să ne pui severne, îndoit. De ne-a pus de la 14 ani, 8 ani numai ne-a pus. Vopce, eu de la 14 ani, până la 14 ani eram mugă de lucru. Asta vara, iarna învățam, dar vara la lucru tăți. Dacă nu te duce, îi scădea la părinți 5 trudozile, dar 5 trudozile trebuie să le facem 4 zile. Ori asta, da, așa, îi luau trudăzile, că acolo bani, eu nu știu, pe urmă așa pot bani să deie. Zaim era tare chinuie, să deie carne, dar de unde și dacă nu eram la barac, trăiau carne să deie. De unde? În suică nu a judecat-o pe mama, tot așa că carne trebuie să deie. Și odată a judecat și mama plângea, zice că șasă, eu nu țin minte, dar mama zice că hai că fratele mare, deam șurcuță mare, dar tu, dar cu tine ce aveam să fac? Și unul, un advocat, asta, Basmanov, îmi pare că familia lui, din Tomsk, a venit și zice, dar mama plânge și zice noapte, și zice că în cap face, parcă plesne, parcă trosne, dar asta tensiunea s-a ridicat. Și zice, Nastasia, nu-i place, я пойду в Томск. Если через год не придешь, că o judecau de 6 ani. Dacă nasă vii nimica, vreau să nasă te judece. Apoi eu cu frică trăit anul șala. Și când încolo, gata, nu a venit și nu a judecat-o, și ea de-am promită și în Cernășovcă. Și apoi de-am pe urmă, așa, dacă creștem mai mărșă la silos. Și apoi urmă, dacă se năcos, apoi eram pe cai. Fiate, băieți, stați pe cai, ducem vă la cușă, dacă știți ce e asta. Din crăiești să facem și se pune fânul și duce la stol. Dar pe urmă, dacă mai mărișoare, de-am un, noi punem cleverul pe asta, altă erau mai mărișoare, pical. Dar eu de caie așa, mă temem. Și brigadirul spune, ta-s-a mai umnă, ta-s-a mai spokojnă. Dar eu tot una.
mă temem, dar băieții sunt băieți, treceau câte o gvarbe, e sărie, dar eu plângeam și mai nu chicam. Și la vădăpoi de acasă, cei mai mari chin la mine, la, să le ducem, să le adăpăm. E de ce să faci, trebuie. Și apoi, deamul, era deamul, aha, așa, la deamul fânul, și apoi urmă deamul ne lua pe 12 ani la sășerat. Știți cum băianul merge, dacă băianul tărie tractorul, știu că fratele al tărie. Și pe noi, e că mărișoarea ne pune la paie. Dar știți, la, așa, la bunkerul ceala, se împlie cu paie și el nu se deșertă, trebuie să sară în trânsul și te deșerta și de acolo pe șteapuri și alea fujei, tot era zgrieta aici și aici, tot era în vântul, cum merge și tot te bătie pe, te bătie asta cu coșul ceala și durere îți face. Vânătă era. Pentru că mai mare te-am gata, te-am dat bunker la zirno, două fete. Dar trebuie repede să lucrezi. Două așa saci, doi așa și unul deasupra. Legam și răsturnam și de urmă de-am strângem. Și Doamne ferici să împlie, dacă se împlie bunkerul, să curgă. Nu se poate. S-o dau mă și poate și bătai să mănânci la combainor. Dar nu ne stăruiam. A burișile și se dezbârnau. Și apoi după aia asta, tot parc. A, și săceram. Cosem garoh care era. Ori la, știți, la niște copășei, poate. Grâul era, nu n-a ajungea cu noi cosem. Apoi de ori la întâi tectăl cu săcere. Că l-am dat, odată la întâi și apoi a doilea, dar tare greu sunt dreaptă de săcere. Că asta nu era la tăietă de cuțit, dar e ruptă. Și coșești, și flași. Femeile ne spuneau tot ce le-ați fac, ce să faci, dacă era el să o brintești, era plic. Toamna, deamul, ne duce la cartofi, dar deamul și învățam, că la, acolo la 1 septembrie era mulți că s-au încălzit timp, a voi, să ne călăi asta, dar deamul îngheța și noi trebuie la cartofi numai decât să ne ducem. Apoi facem, asta era bucuria noastră, facem un rup, coșem cartofi și mâncam cât vroiem. Dar și cartofi acolo se rodesc. Apoi de-am încoașe și colhozul s-a mai ridicat, datorită la moldoveni. Când s-au dus moldoveni, apă gata, colhozul nu e așa, la, ne scrieu fetele. Am umurit și ele. Eu șase fete, ruște, tăte ne scrieu. Am scrisorile lor. Dar tare cum scade, tare, tare fete, așa cum trebuie. Una era vnucica lui Narvaeva, pe părinții erau medici și pe amândoi ucis la război. De-am ea trăie la morsă. А пока не узнал, что я мандуса Молдова, я плачу, Аня, почему она мне бросила? Да не бросила, надо было так, маме ж обвинила, мама ж оплата Ионина, маня обвинила, маме я житала картофель, да че? Ну, я рау рушусь, я буни карерни, ка скарим от цене уминти, я рау шарей. Ше, цадминти, и да ивал, я тот испуни, скажи, Аня, чтобы она приехала к ее отцамшку, не поцека ей губы рыгали, тот тариком скади. Мама ей раз 40 уивала. А ведь ты тещаля, шел бень, шибака, ши. Ну, мощи, да к ее отцам тремла общежитие лабакчар. Класса опта, но уж отзеща кого тревесил отцам. Шдурнем куда сам пад, ши ед, спони, Аня, кушать, да не яша, не рарушение. А ши гордость какая-то, я нушчу. Că nu pot ea, eu o băcățică de slăină să mamea, dar de-am ținea porc, era și fratele. Și câte o băcățică și cartofi și ele și... Și pe urmă, nu, bă, ce mută ne cușești? Ia că nu putem și gata. Uneori mai mâncam, dar zic, ne-a găle, ia... Da, tare cum scade. Da, așa obișnuite și era frig. Ni matras, ni culcam îmbarcate în pâsli, în palton. Și apoi deasupra, pe palton, pe urmă mama ne-a cumpărat așa, dar ei nu e chiar așa. Ne-a l-a prefăcut, te-a că mamă ne-a mă dus aminte. Paltonul și-a lui tata ne-a l-a prefăcut, ne-a palton, că este aici așa, îți vară. O punem deasupra și matrasul și când ne sculam, căldarea bucă înghețat. Chemam directorul, zic, că nu știu o zi, și apoi noi și făceam, de-am rușit, rușit, le-a învățat. A una era șpac belaruscă,
sora trei, și eu cu Galea, una Vorobiova, noi trei pași câte două, trei. Dorneam, apă furam, acolo raicom era aproape, furam lemne, de la Dom Cultură furam lemne, și noi trăim pe spațiul stadionului. Și da, așa, stadionul trășea, pe stadion și portiță și era școala. Și noi ne vrem și acolo, îndrăvnicul la școală. N-a la așa cacta. Nu trebuie, trebuie să cumva să ne încălzăm, să trăim. Și ne duceam acolo și arde soba și noi asta ne încălzăm. Dar picioarele mele erau roși, dar fratele vine și zicea, nu-ți nu ți frig? Nu, ne frig. Uite, și erau fierbinți, nu știu. Și apă toamna, nu măcar tafel, dar toamna când ne trimite să înșferăm inul. Știți, din teal teribili, cum spune, al scotie, și apă urmă, al scotrățări și apă al întinde pe baltă, pe asta, că el se moaie, se și ei moale. Și într-o zi, dar nu știu cu ce era noi încălțate, că eu, acolo era apă, dar ea mi era, asta știți, bărțile înghețau. Când vine brigadierul, ne vede pe noi, e mână, e roșu, atât. Сейчас же домой. Да ну не тем мем с недущим, чем кас не украсты. Шьяка ел ущала, кто пибал. Шьяка татя есть, яка не удат. Сана татя. Дискуции. Ну, кынса форма осу. Юнавем. Ни швоу, кальчу, ни шбрензу, ни шсантены, ни шлапти. Вода то аду санбараку фемеи лапти. Да ну, отец, да ще я аста, ще я аста. Шапы, не дат новой япы флафемей, но апте саду к картафе депе угоркан моим квашей. Ше мама дочка ласка йодя мой ел, пьеля свадус, ше но апте не тушем даю, а вен во оптань. Ше кат мержем, а ще я по ще я век мынц, ше я рала кульста. Кульста она называется. Бригада. Ше я звырлик в печоль, ше растурнат. Тачанка ще є. Ну-ка керуться, да, тачанка. Ей, кита кого. Мама ласта плинже, що була стама. Стринже мною тетя єсте, да сингл кому з доки мало, а пі мені. Ша пі є ярфа ще ще, а по він кіна вєм по на душі мною картофель. Ще. Ну, пті бригадіру сидіє ще, ша пі кита цінут вака, Vinem de la Bacciar, mama zice, du, te rog, că e dau la trudozele care pe câșligat, o leac de paie, o leac de fân. Mă duce, mă rugăm, Lada, v-drugui subotu prideși. Dădeam de ieși, n-aveși să de ieșim la va. Și am tăiat-o noi, nu știa să faci. Și e ca așa, deam în clasă, în Bacciar, noi am învățat, am terminat. Pe urmă, cum a murit Stalin? Eram în clasa șaptea. Deci încă și trei. Nu uit. Niciodată. Tăiați plângeau învățători, că era de-am propozit, de-am venit noi învățători, de-am. Și rușii plângeau. Dar noi cu cara aednic, asta e tonca aceea, să ședem și ne uităm și zic, cara, de noi și e rău. Tu știi ce? Trebuie și noi să plângem. Dar cara zice că da, dar cum? Dar i-am uși. Cum și va spune, ei, așa un glăsor de subțire, răsuna. Zic, știi ce, tu du-te după ușă, eu așa de așa, și cu mâna să te gâde, dar tu să te faci că plângi, auzi? Și eu s-a dus după ușă, eu gâdeam, de face, ei, pădeam, nu știu, nu bine că așa au fost. Nu, dar noi bucurii, când a douză, nu, Andrei Putin ne spune, gata, не дущим оказ. И вот я буду дать распус. Что это бокурат? Да ты слушай, ну куда вы поедете? Смотрите, вы уже здесь обосновались, какие дома хорошие построили. Да, к фемели нас или факут собелеваться. Кладешь аша плита, собаш дыртан хор на куптер, шагата. Колдуры нам одела куптер, шала китарди, шакой. Шагата, да фемели факут куптер, он требует. Я рак контрамарки, так что часто. А шо полубаши дефер? Шлепунев у мгель на три соби.
și făceai focul. Dar și rușea la nu. Acum mă întopsnic, poate era și cărănide, dar tot una sărășe. Dar soba asta, de cărănide, e ține cald, mult. Și mult i-a învățat pe ruș. Mult și el zic, dar tot îi spune, от хитрый молдаван, от хитрый молдаван. Какой хитрый, это жизнь. Да и так, și asta tot i-a învățat alte popoare. Dar eu eram amatoare de sport, tare îmi plăcea. Cât eram de-am în Cernășovca, apoi știți, atunci era la modă упражнение este piramide строй, dacă nu țineți minte. Așa-i? Unul făcea lăgușcă, unul făcea și de așa, eu întotdeauna lăgușcă, ori asta, dar eram subțirică și mladoasă și... Și săream și fugeam ca slăgeata. Și când eram în Bacciar, am început să mă ocup cu basketbolul. E bun, clasa 10 am terminat basketbol. Și când încolo, spune că comanda noastră se duce la Tomsk să facem săreunăvanie. Bun. Eu spun acasă, dar mama deodată, a să fugi în Moldova. Da, știți, dar eu, pentru că anul eu nu intram sub comendatură, eram de 80, din 40, minoră eram scrisă, în documente am, iar dacă a să vezi când. Da, așa, tot una minoră și, dar ei știu că tot una din 40, dar nu, puteau să facă zapros. Că atunci era sovietică власть, pe stat locul. E bun, dar fratelicică, e unde s-o trimite, mie, miticuță, e nică nu văzut în pădurea asta, a să prăpădească mămică pe drum. Lasă. Și ne-a pus niște bani aici, ne-a cusut. Deodată ne-a cusut la rochițică, mai jos, nu mai sus aici. Și era un băieț, ducea la Moscova, la tatsu. De-am uitat cum îl chema, tot 10 clasă terminat, dar el în A, dar el în B. Și nu știu cum noi vorbim, eu zic, eu mă duc în Moldova, de el zic, că eu iedu în Moscou, я к отцу еду. Знаешь что, давай, когда у тебя соревнования, я буду в очереди билета. Да, шейра, рэн, а то же Таман, Морис и Сталин, что тут с молдовени, я ну что, а ше у нации, касы дук дору не помон тулуй, я ну что, я дурак лон креску, и минимум мутик сыт кочеля. Și tot una ea, singur, nu știu cum, ne-a dat că nu-i locul meu. Și mama tare mult ne povestea, că așa locuri frumoase, așa cu dor ne povestești, de neamuri, tăt. Eu pe toate neamurile le-am apucat, tăți surorile, tăți frații, pe copchii, tăți. Și fratele meu acela care nu a venit noaptea și ea, când ne-a ridicat fighiuța, el la Chișinău învățat la gimnaziu. Și când a venit, a început să-l șeșeteță, da unde ceasul, tăticu, da unde? Și tata avea ceas, deaur, nu deaur, țepăcica la mama. Și e câtă, și îi tăt luau. Nu, gata, deci că eu nică n-a să-l spun. Și el de-am trăit la mamuță, la mama mami. Că mama dimineața se uita, cum femeile iese cu poale pline de jumere topite și cum scot din beși. Palobașele și dezbat, fundurile și le încăiesc ca câini. Și ruși acolo era. Zici că ea câtă și plângești, zici că ea că și s-o ales din muncă copchiii lor nei. Și la tetea Sonia și crezi că tot așa, că tot a fost gospodar. Pe cealul, că erau în Partidul Național. Nu, dar așa era. Amu cum, nu tot sunt partid și atât. Da, n-au furat la nimeni, cum aia, am ea fură. Tot am ieșit cu munca lui a făcut. Nu și, da, așa. Și noi am cumpărat totuși bilet. Ori el, ori eu, nu țin minte, da. Și ne-am așezat într-un vagon. Dar eu mă temeam să mă sui. Asta în Tomsk, acolo. Dar în ei nu știu eu, dar cât ori trăit e. Și vrem să mă sui, dar de ce fumăraie mi-a zis și huie ăsta, paravicul și ala, paravozul și ala. Și m-am suit eu și șed eu, și șed. Dar mama i-a dat un borcan cu jumere și pâine și apă. Ia ca asta-i tăt. Pe urmă șezând eu, aud limba noastră.
Moldovnească, cum zice românul. Dar noi ne știam atunci moldovnească. Păi eu sar și mă duc. Și mergând, văd un mușniguț, doi tineri și o fetiță. Și vorbeau. Eu mă așa țăr de lângă dânșe și țăr, da, sunt vreunde mergeți la Chișinău. Și eu zic la Chișinău. Dar de unde? Noi venim din Cita. Da, eu zic, депортатора. Și nu депортация, că noi venim acasă, ne ducem. Dar cum de mușnea gora mă atunci? Nu știu, că asta ori fișor, ori fiica lui era. Și că datorită lor ne-am dus în la Chișinău. Da, lume, Doamne, cred. Dacă n-am văzut pe noștri moldoveni cu niște căciuri mari și cu niște corzâni și cu vinit cu șireșe, atunci, zic, Doamne, și chiar lumea noastră și înapoietă, i-a părut așa. Dar păi chiar că dacă să vezi că și la noi, ei aveau interesul să noi, să dezvolte la noi, e tot lăut, e și tot dușel, ne sărășeau cu tătul. Și acolo de-am trebuie să compensăm biletul. Eu mă tin că până la Chișinău am luat, că nu ți-am minte. Cred că ori de acolo de-am oameni și ne-au luat. Și eu de-am așa zic cu fetița și i-am îndoi și eu cu moșneagă și de-am. Și ne-am dus să ne uităm la Lenin la mavzolei. E de-aia că a fost închis, săracul nu l-am văzut. Și, da, tare mi-a fost dor. Da, să vă povestesc că n-a murit Stalin și era. Și ne ducem la oruženă palată, dar cu rușă coia asta stară. Cu bomba atomică, cu armată, cu калашника, era филурите медали, филурите окло. Și муж mi-a pășat la său etaj. Haidem de aici, haidem. Și când venim, vreau, noi cu fetiță eram, eu venit și asta, și ne așa să mă întrebăm și ne ducem la Chișinău. Când ajungem la Chișinău, eu mă duc să cumpăr билет на контрадежде. Да так, ну что я? Да фемия еще зачка, ну... Лаунгель. Ну, ну... Нет, нельзя, девочка. Это там, это пост, военный пост, ты не можешь. Пограничный город. Город, давай паспорт. Я говорю, у меня нет паспорта. Я еду учиться. Ко мне... Ну, а я мне справа, конечно, нет никак. Я вон чемодан покрца, а я же дурак цели. Шигата. Din călța ta cam orice, niște sandale mă tin că avem mai cam să-mi minte. Rățările și alea mamă ne le-a cusut. Și când zic, și el se uită, se uită la mine, s-a priceput. Că atunci era valul și ala de deportări și de saluze. Și veneau mulți, dar la noi acolo în Cernășovcă Andrei Putin avea trei vaci. Vreo șase porci, găini. Ну, ошибок отдаел, аж шедешь, мекер. Я в испунг с пост в Росуту дяишься. Ну, и басараби, не шворбы. Шиву не ряпте с шеи. Ел, не хапт. Это ж ценека в Румыне. Ел, куматрула, фратель не офа самодов, ветели ботиза. Трев фарте бени. Да и ел, шо нордионишь, радио веша, скултаж. Все. Я сопрочу позычка. Знаете что, я вам дам на две станции дальше. Ну, дальше нет, но не вунгены. Но только вы не выходите из вагона. Йо, мамажу, слонина цела, гора Астамарин, Фурмоска, факуту немцы, курумынь, гора цела, на вунгей. Фурмос, шканакол, интерпограничничье. Да йо, он коп кил, хоспит. Să o văzut, că nu e un nici șpion, dar nici vai de capul lui. O trecut și nică. Și când mă duc și mă oprește, păgăi, aia este conductorul și ala zice, contrarul și ala zice că, nu, hai, davai, dă-te jos, că e cam ajuns. Mă duc noapte, nică nu se vede. Dar eu în pantaloni, așa era acolo, în Siberia, în pantaloni, dar tot ei, în pantaloni, dar șaravară, cu sute, mama cu sute. Răzând cu țăieșe, răzând cu țăieșe. Și mă duc și așa la... Dar mie îmi pare că dacă n-aș fost lăsa ciurăpcani. Că erau acolo un... Provodnicul m-a dat jos, eu m-am dat jos, dar era așa la calțâne flăguț și așa la... De-a-te-te-te se vedea Lunina la budca lui. Acolo. Și vorbea în limba ucraină. Aaa!
А чего она сейчас ночью? Это шпионка. Да, ё-мама, какая-то шедепла. Нет, я не шпионка, я приехала домой. А, ты еще приехала? А ну покажи, что у тебя в чемодане. Да, ё-мама, гад, ощущает, как снова мапрами, кажется, еще лештиц. Купкил напоец, так идем по дуре, кяр. Я рад, яка керцель, яка, кавем керцель, алджебра, русский язык, як шамуа. Ну, якась там шепюрми, кин плинжема колола остановка ще, кин коло віню умши, ворбеште, молодовня шаком, а то ще яра. Дочки, да ще як та ше, і спонком, на мене десь береше, фетіцем на плинж. Лас, шал, і, ну, іспань, чого ти кричиш на нього? Это ребенок. Чего ты кричишь на нее? Чего ты заставила открыть? Ты не видишь, что у нее там учебники? Йо ярам, ляга, тетши, мам, ленештит, якодочка свиялт, яка винял трен. Шаку я ностру, мудва, ша свербеск, ша стедай жёс, ла корнеш, перевал. Ну-к, если, а то ще яраше, яра Бахмут, тут, ну, департи, корнеш, да есть еще Корнеж да перевал. Акуло перевалочный пункт, още ра. Акуло стежос. Ше акуло дяма. А са ти ламурешт. Акуло кондратешт. Йо мау за десату кондратешт. Йо ша ша факут. Вода ожос, луми, зива и ра. Дочка, ши свак, да вот контора. Мадук. Та ю, штец, яка видец, так и най экспериенц, так и най везу, так и ну штик, ши кум са ворбеш, так. Мы дук ин контора, ши спон. Цинчер. Капа, ши кураты. Спон, бунадзе, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я каю в Инди Сибири. Ну, дима тимем, пти смотри, мать, что напой. Так и ра, он душ ма наше. Йо мы дук ла контратеж, да нужди кум са мы дук. Да он у фаши, дим контратеж. Так он са фамилия. Да фамилия мя питата не, ой, борщ фамилия. Овш фамилия ста, кыт руши пи минимум пореклит, да му есть и Борщевский, и Борщов, алор. Ну, Леника, да ка пи минимум рос, пиной не бытел, ди не шнуштю. Да, Илочка, да, а лути Моша, да поистой приету не нанил. Что-то шам вырза. Да ё, и шера шев ди гары. Хадим, ля подъел локу лукров, но шти скрил, я рогу патроклу. Шибаду хадим ла пункту дивска тори, кайся вин машинали, дела колхоз, шадук фруктили, шили усуки, ши освежь дела контратеж. Садуши, штаман, я рау машин дела контратеж, машец, шимадуши, шьё успунека, йо мадукла, тётя сашу цела усору дя маме, бруяна, фамилия. Эй, это я, ну, департи, шпинчам тут трэшт. Мадажёс, йо мадук, да тэта лумля сультана кёра, на шаровар, то есть лоса пота. Вес у фемии сам на кумаму. Что за ща? А, Настика! Я кратко и мамаку. Так, ну, ее санета. Вай, не мини. Шекала дэша троит, пен, ну, мандус. Ши, аста, ам, дяму, мандус лаунгеньмам, ам лукрат, ши, приемный покой, спалам был навес, спалам, а если поделили. Ну, мы кас не факт, что у Баноцка тетя сажу цена малоса. Ее я трен ладен, санка лукатла нападен на заводе ускатории, фрукте. Шакулу она лукрат. Клуб тем сшед. Что первый мазик, ну, ее мадук тетя сажу цена Евгения сава, потом моя рожа, потом моя дочь. И дальше ща диган, ее вам диган сава с моей партией дела. Шакуло пила квартиру, дела он лал, шла баптистям троит, шла его виштям троит, шла дуамни, но мау, лау бабы он троит, лаще акулта ребенера. И да, пюрмы ее акула дям лукрамла раздача дям, да дем на волна в мункаре, а вем шо он тишор, шо пыника, шо тет. Ши, ши судиски слаунге, якаста, у восьмимесячной курцы медсестер. Ше, а ше, та ю, лукрам, ше мадущем сарала курсу. Та ю, ні не ражу, а ожвака. Ки тет приде, приде руса. Та ю, руса ла перпец уж ем. Та ю, тер на дзыч клад. Ше,
Скажем, что я отец, ой, Анечка, как ты хорошо изнесняли. Ты все, что я делаю, что мы вины, ну, навем фрикан, навем фрикан. Катетер по ним, абарбат, лафеме, юну, фетели, как вам срочно. Да юну, что я делаю, а с той сонатой тяса, требу сфать, требу. Я ну фе, он умари. Снос дух к воду, водом сучи. Что часто? И пропад, Доамне ферește, la femeie mai ușor, dar la bărbat și de greu. Și a terminat eu cursul de șelea, 8. Eu zic, ce să mă duc ăsta? Mi-a dat document, vă smis cine cursul concelă. Pe urmă, eu zic, da, eu să mă duc eu la bălț, la medocilișe. Tu trebuie la universitate să mă duc. Că era testimițanul atunci la universitatea de medicină și el tot a fost deportat. Și avem să intri tare ușor. Că eu am 4 ani. Și dacă eu vorbim rusești și dădem rusești, îi spun eu că eu sunt ruscă. Și ne prășla pe concursul. 2 de 4, 3 de 4 și 3 avem. Nu și gata. Și eu sunt stat. Și am stat la seara la un rector, nu știu cine, zic să mă primească, să știu valină slujete. Că mulți le-a pădat. Ea cam s-a dus și vreo 100 le-a pădat. Și se trecă locul lor. Nu a fost rușine, dar cum, dar... E un prag să pășit, gata, aveți și altfel. Așa și face. Așa vreau soarta. E dar în schimb, copchii ne-am învățat. Am fetele s-a doctoria să amândouă, voier politehnicul terminat și așa le. Asta că la Lvov l-a trimat și acolo ucraineană și el nu putea ucraineană. Da, are documente, electric, are și... Слава Дону, с дискорка. Арео каска у фуаре. Мама сонторс на 60-м кынам ват, а мы ватсат ее на технику. Тинас легатура куя. А? Тинас легатура куя. Да, ем фикрит зис крем. Кюштим ки урама сынгуры, кш фратер дям ищен за шопта винит. Ши ера сынгуры, да руштили тариком скаде. Винил Одесса, Ярна, Луа, Лабая, Аста, уна Нина Беликова, только дэнса, а в отсадке махала трейд гарда гард. Ши вине куда са косек мама тари коса мут, яка есть от тати елды кусут, так отсюз. Ши ворбия куда са, ну, нам ще зачем, маня его не начитала прошит, картаф, дипус. Ши са дзык, ланой махала, ще яра, буна, уна гричина яра кам, а ще я соду уздя колодин махала, соду саалт, парды подуря колод. Îți pripăduri. Și aici tot pădure, prea jură rapăduri. Și apoi, ca când noi țineam vacă, e că am uitat asta să spun, tare nălogurile erau mari. Trebuie să dai 13 kg de unt de pe vacă pe un an. Și 300 de ouă de la o găină. Dar cred că îi mai cred eu. Dar de unde atâta ouă? Și să ouă dă de ori pe zi? Și mama mulgea de vaca tare bună era la grăsime, 5% avea tare grăsime. Și îmi punea într-o căldărușă, se duceau eu la mălacancă, adică în loc de unt, îi socoteau cât. Și când mă ducem, aveam 8-9 ani, încă avea acolo când prigon era. Și mă întâlneau spurcăță rușă, băieț, și ne zvârleau acolo, ori baligă de cam, ori țărnă, ne turnau. Și dacă era una Titaeva, tare spărcă, și una Porhova. Și pe urmă am învățat cu Porhova într-o clasă. Dacă așa de redni și nu știu. Aveam un frate așa la noi, așa. Răvăna, ca așa, băieții ăștia. Și mă întorceam acasă. Și plângeam, mama plânge, cu stijelul. Iacă așa era. Iacă așa era. Asta, nu pitați în ei bătiu, dar pe noștri ei bătiu. Păi și noi n-am crescut mai mari, ca pe urmă noi dădem lor. Hai, nu știu, cu bătaia, da, și cu vorba, dar și poate și alții și să... E, dar a noștri sunt prietenoși și numai și e bine, numai, știți, ideea e pași. Nu era gălăgioși așa. Dar oameni gospodari au fost ridicați. Dar de băieții ăștia, e ca Porohov și unul Colbă, era nu departe de noi trăie, și încă una a uitat cu familia lui. Unde ne întâlne, eram Caraidic, eu, asta Nastia,
Și asta încă era o fată cu noi, uitată de-a mea. E las, ne ducem întotdeauna după șorșele. Luăm frânghiuță și la marginea acolo satului se face telatnic, carovnic și era șorșele mari. Și noi punem pe frânghiuță, legăm și punem pe umăr. Și luăm ceva, un hârb. Când se luăm, poate grâu, ceva, ceva. Și ne ducem. Și ducem, aducem acasă. Odată ne ducem și era o mașină, Prăcudin, familia lui, avea un frate tare spurcat. Dar el însurat, dar om așa zdrav, un fost la război. Știe el tot. Și zice, vedeți сюда, ne cheamă pe noi. Dar noi, zice, și el, dar noi avem acolo azat. Știți ce asta? Când dau la trier grâu, ori ceva, apoi gunoiul șeala. Și el zvârlea și aia și pune doi căuși de-a lui de grâu și pune deasupra zadcă. Ați luat? Da. Dar frânghiuță de-a cu lemn. Hai, acasă. Ia că cum face? Și a venit deși. Dar noi odată am venit tot așa iar cu frânghiuțele, tot după lemn și am luat șașele, zice că pot netică. Când încolo, îl vedem pe colo, bă, cel mai rău. Dar eu zic, fetelor, devăcii, давайте забьем его. Și că ne-am napustit pe dânsul. Nastea, Nastea Gaita, o vălătșit frânghiuță după, la gât. Eu chișcam și-l bătem prin coaste. Așa el întâi la picioare, îl bătem. De-l de-am răcne, și de-am nu putea, și de-am să-ți bătem. Nu, noi eram mai mulți. Când acolo tot așa la Prăcudin, mi s-a spus, știu, un vas abijal. Давайте-му, дайте-му. Când acolo, de sub, la doilea, se vede Porohov. Când au văzut că noi îl batem, o, tras, o fugă, e la noi. Zic, Nastea, el să veniți ăștia, să-l gâtui, dă-i drumul de frânghiuță, el de-am era vânăt. Dădem drumul și el tușând și așa scăpătând și s-a dus, gata, nu s-a mai eninat de noi. Și apoi când lucram, m-a trimis de la un țăși, la perfecționare de laborant. Când lucra și fieșer, și acușercă, și clinicii laborant, și процедурная сестра, патронажная. Ты че, лансат, ешь как он профессор. Треба тет ждей. Да ее канавнита клони шло мина электрика, наверное. Голода по ноженоньке. Фемели наш тебе упаешь, по нему сак. Тедущей куфрика, опарец. Щи, аста, щи, аста. Яра, аста, полна унцеш, да кажужела родом, ен, да пламенишин друма на скот, шепи прага на скот. Ну, только я лишь трезвенел, să știi acasă, la copii. Și apoi prindem o cară de la doctor, nu știu ce să-i faci. Și eu singur așa, sat e mare, citireni e mare, e mult. S-a dus mult, dar așa era mare. Și vine mama la mine atunci când am venit de la din Siberia, dar eu zic, mama, ce să facem? Să-ți spun tante că să nu ne trimată înapoi. Dar mă zic că eu știu, ei spune tante. Și am spus așa de văcut eu de-a pernă, zic, dar dă-i la naibă. Și de-a mână, cum la mama ta spui tante? Dar așa frică a intrat în noi. Și spun când m-a trimis la perfecționare și era la laboratorie și una era și șede și vorbea și fuma. O spurcășiune, ca o ciuparcă zborcită, cum una este la noi, spun, zici, că gărmoșcă e. Toată fața. Fumează, zice că ea e de Leningrad, e de blocadă. Dar erau și fete, mult veci, erau și ruște, nu știu, trăda știu că e. Zic, da, кто-то был на блокаде, кто-то пользовался это. Да ела мини, как, ты националистка? Что говорит, я скажу директору. Нет, что кемат, без заучи, заучи era русская. Мой кемат, что я понял, ты что? Мы тебя сошлем, мы же сошлем отсюда, в Сибирь. Да я ну ж тебе, к Йоане. Я мне рамка стуриты, а я вам бойца. Ши, мы отреметила директор, да директору, а ностру молдаван. Ой, ки, суша, сольта, шдыш, фетицо. Но я сняла муримку, дыш. Да требуй еще тишор, еще тишор. Кланой сент патриотсы. Ас не фаше, я кайоцин ментиль. Дать за ктайокума, а смодаться фара дела косуль.
învață și liniștită. Și el și ne preda și zauci. Dar eu, într-o zi, mă duc, am auzit că tare frumoase șubchi se vând. Dar zic, mă, băițel să cumpăr. Mă duc și am întârziat. Și când am ieșit, iar la mine. Dar nu am ce face. Nu, izvinite, ea apăzdala. Вот, шубку купила мальчику, сыну. Идем, гад. Шеще кредит. Лаурма, тет ченчня пус. Тет, ты только тет штием. Тани не даде ушорка и рали мороз. Я как, да фетил лорлера майкрёк, и дюга удаляск. Ше, я каташа. Когда терминат зечь класса, s-au dus aminte rusul să ne facă nouă documente la ești tineri, măcar svedetelstva răjdenie. Eu vin acasă, mama de-a mea era bolnavă, atâția ani, tot de picioare și tensiunea, reumatism, poliartrit. Eu nici nu putea să lucreze. I-a dat de sași acasă, scoasă sași pentru colcos. Fratele de-a mea era însurat. Și eu zic, mama, ia câtă și la noi probleme, că trebuie să-mi spui când eu m-am născut, luna, data, să ne fac svedetelstva răjdenii. Da, eu zic, a, nu, dar știi că eu n-am uitat? Da, fratele zice, da, eu nu știu, când 39, când 40. Dar plădășa era stres. Când trecem Volga, mama a căzut fără știință, de scârbuș, de durere și de plâns. Și m-a luat în brațe ca tiotea Sofica, Iuri, care cu noi era, era tiotea Vera, tiotea Liza, mama lor. Și mama mă ținea și așa o chica. Eu era, dar eu nu știu, nu țin minte. Și ea de atâta a uitat. Îi zice că eu țin minte numai una. Era sâmbătă la Paște, eu am dat cozonașii în cuptiori. Iată. Și era cu mini-fegiuța cea la care asta s-a dus în România și a terminat inginer-geolog. Era scris pe părete, el nu a stat de medicină în Iași. Era scris Tudor Ficior Nicolac. Și el a luat pus la ploie și a terminat inginer-geolog și a lucrat. De-am trăit la București. Și zice că el, o păzec, mama s-a spus, tu să iei seama de mămică. Dar mama zice că era cald. Vreau zic că ori mai, ori aprilie. Și de-am el, când am văzut că mama de-am în durere, așa, a fugit, zice că nu am văzut să-mi lecheau picioarele de bucă. Și zic că, da cum, dar atunci? Ei, scrie-te și tu, da, fratele, zice că, scrie-te din 39. Ei, bun, mă scriu în 39. Când mă duc, da, el zice că, du-te la dentist, da, dentistul să uită, da, acolo țânga, ia ca ce era, țânga. Doamne, ferește, țânga ce era. Și femeia așa, dar la mine te-ați dinții străcați, măcar că care e mai ieșit, e mai licurit, e mai... Și ea se uită, zice că, ei bine, a cac v-ați zapisat? Tot nica nu știe. 39, 38, da, cac, hătite. Dar eu atunci m-am mai făcut, mai trohnățică, zice că, nu, ea v-ați zapisut 38 год. Și să știți că asta nu deja v-a scris. Ca să rămână în colgoz, era obligator. După 10 clasă, să lucrezi 3 ani în colgoz și apoi urmă să te duci la învățat. Dar eu așa gine am făcut că m-am dus. Și am fugit și ne spune Ivălgen, tiotea Nastia, скажите, чтобы она привела с Галей вместе будут жить. Я буду им давать продукты, господи. Și Галя s-a dus după 3 ani, eu o terminat și 10 clasă, s-a dus în colgoz lucrat la găinărie, e, da, e poate lucru și adenții, știi, să mai zici. Și am s-a dus în Tom și la medicină, dar poate și eu avem și eu. Dar ei nu vroiam să rămână acolo de-a. Eu spun că nu-i popor așa, ca să ducă dorul. Și am ieșit și sovietscă vlast, mai ceva era decât aia, acolo. Acolo de-am noi eram într-o bortă și de-am ca cum ne-a uitat pe noi. Dar aici, cu frică tăți, nu știu cum și... Nu era liberi. Și asta încă, eu dacă ne-o dat, adică că din 38, ne-o dat, nu ne-o dat, că nu țin minte, că eu când am venit aici, mă tin că spravă că așa
ori avem, ori nici nu știu, că când am venit, nici nu a dat ca să fac pasportul, el s-a dat, poate avem să fac pasport. El din Siberia, eu știu, avea să ne facă. Și am eu a dat neamurile. Și a făcut pașaport aici la Unghii. A scris acolo, am eu dat ca cum. Стой. Не да, тотуж день Сибири выдается борщ Анне Тимофеевне 38 года. Справка кунушком для поступления на учебу. На учебу и учета. Шиван достал паспортный стол, если он есть, не факут паспорт. Шдем один паспорт. Шдем мандус влад. Învățat și la tatăl acest lucru. Atunci lucram la spital, spălam pe deli. Și la contracte și pe noi nu ne-am prinit. Că în casa cei mai vechi era medpunct. Eu am fost, era acoperit cu tablă bună. Și neamul îi spune, deci că... Șurca, și era tablă măcar s-o deie de el. Și da, nu-mi trebuie. Și asta, neamul, în loc la casa și e pe urmă trecut peste drum de biserică și-a făcut casă nouă bună, de acolo e ridicat. De acolo unde vechi a făcut primărie și apoi nu și s-a mutat. A fost alături, a făcut de-amu medpunct mare și în casa aceea care pe locul nostru trăiește preotul. Dar el nu știu, știe el pe acolo loc trăiește, măcar să-i pui o lumnare la tata, nu și la mama mea, că deportați a fost. Și acolo la colhoz, rușa așa spune eu, знаете что, Настасья, нас колхоз научил воровать. Я, конечно, спонял. К ин батев, лайер, фрик, батевын, ну мак купериш, я снули неги, аша мялки я с ногу аша додел, шал кисал, панчкнул сфатча, май мой, шапьяш, панчкнул фатча, суп црел, шапал кептана, уша зачела лече, а кыта кломунка, да кыт колбе ингецел. Яка сора, аста кумната менюся от кого лукра. Вадик капы я ворочит широроньки. Первый я еще держароньки говорит. Сокинует. Да, фратили я. Тот радикат, дорог, куда софос. А тот пятенство дусла. На карагандаку, на карбоне. Шило винит, бэкшит скарку пыль. Угольная пыль. А пил, ну, птес рассуфли. И страшник. Ну, птес рассуфли. Да, мне майка там, щекина моя вот совсем. Тот он барбат, фрумоз, шканта фрумоз. Стоял мне шнуптек на, ну, ну, на вяер. Анна Тимофеевна, да, питата не Борш фамилия. Да, а маме Андернович. Дин контратешти. Яра конвай, жудец матенька нападение. Шаперма корнешти. Томская область, Бакчарский район, поселок Динтейла Суйга, Шапермен Чернышовка, он трает. Эй, да, ё-мога, не мущивал маршала, я ра. Каномурит станеш гата. Уруштили они не спунил новое души, цяути кухосу радикат. Щиши Иволгин дупаной плекат на Томск. Оля подат, так ты ща дакнул с молдовень, все, тот пропадешь тебе. Каноштрым еще, но он ушага. Шкантал. Кантала Настрея, Кэнтич Даруша спонял. Почему у вас такие грустные песни? Почему? Потому что такая жизнь у нас была. Всегда горе и слезы.